Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. La Făgăraș până în prezent nu s-a confirmat niciun caz de gripă porcină, cu toate acestea majoritatea concitadinilor sunt speriați de gripa nouă. Unii dau fuga la farmacii să cumpere măști de tifon, iar alții la primele simptome de viroză respiratorie se îndreaptă spre secția de urgențe. Cu toate acestea, până acum niciunul dintre făgărășenii consultați la spitalul municipal nu a fost purtător al virusului H1N1. La secția de urgență a Spitalului Municipal, cei mai mulți dintre pacienții din ultimele zile au fost cei care acuzau simptome de boli respiratorii. Oamenii s-au grăbit să vină la consultație de teamă că ar fi infectați cu virusul gripei porcine. Au fost câțiva pacienți care au venit cu viroză respiratorie, panicați că ar fi gripă porcină, dar nu au avut complicații, au mers acasă cu un tratament prescris de medic. Majoritatea făgărășenilor se tem de această gripă nouă care lovește tot mai mulți români. Unii se tem chiar să-și mai trimită copiii la școală. Cum să nu? E o boală care, dacă copiii, mai ales copiii, ne-i frică, cum să nu? Și în școli, și acasă, și sunteți speriați ce se arată la televizor. Mă sperie că să tot aude că este, pe nu știu, e adevărat, nu e adevărat. Din a venit aici cu un băiețel, și suntem și noi acum îngrijorat un pic. Ce simptome prezintă băiețelul? Vomită, are temperatură, 38 aproape, 37 jumate, 37 și 8 linii. Suntem cu el la pediatrie, am venit. Să vedem ce se întâmplă, așteptăm pe doamna doctoriță ca să vină dumneai. Și v-ați speriat că e gripă porcină? Păi ne-am speriat, sigur că da. Gripa să leagă numai de cei care nu au credință, nu au frică de Dumnezeu. Restul care au credință și au, Dumnezeu are grijă și Maica Domnului cu noi întotdeauna și ne păzește și ne ferește pe toți. Așa că Sfânta Cruce la plecare și la sosire. Deocamdată Făgărașul a fost ocolit de gripa porcină, așa că nu se iau decât măsuri de prevenire. Nici o instituție publică și nici o școală din oraș nu și-a suspendat activitatea, așa cum s-a întâmplat în alte localități din țară.